Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru duminică 4 aprilie. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, foarte interesant! În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici o arcană majoră, judecata. Aceasta este arcana majoră care în tarot ne arată că mai avem încă o șansă. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aici mai aveți încă o șansă să reparați ceva în relația voastră curentă. Dacă acum nu faceți lucrurile necesare pentru a îmbunătăți situația, de aici încolo lucrurile o să meargă tot din rău în mai rău. Partea pozitivă este că această carte vă mai dă încă o șansă. Astăzi, energiile astrale vă favorizează, sunt de partea voastră, vă ajută, vă susțin aici să reparați ceva în relația voastră. Mai ales că în această zi, Mercur, planeta comunicării, pleacă din Pești, unde nu era deloc fericită și intră în Berbec, unde se simte mult mai bine, mult mai confortabil, pentru că din zodia Berbec face aspect pozitiv de sextil cu propria sa zodie, cu Geminii. Și acest eveniment astral, combinat cu această energie pe partea de dragoste, îmi arată că astăzi este foarte, foarte important să aveți niște discuții importante cu partenerul sau partenera voastră de viață și în același timp să faceți un efort conștient de a vă schimba modul în care comunicați cu partenerul sau partenera voastră. Aici nu vă puteți aștepta ca persoana de lângă voi să vă citească gândurile. Dacă aveți ceva de spus, trebuie să spuneți acest lucru clar și răspicat, dar în același timp trebuie să faceți acest lucru într-un mod respectos, diplomat, fără să răniți sentimentele celeilalte persoane. Pentru cei care sunteți singuri, judecata ne vorbește despre nevoia de autoanaliză. Uitați-vă atent la relațiile voastre din trecut. Ce nu a mers bine? De ce nu au mers bine? Încercați să învățați din greșelile proprii, pentru că doar în acest fel veți putea să evoluați și să nu mai repetați aceste greșeli și pe viitor. Și aici, chiar dacă este greu, va trebui să vă analizați foarte atent propria voastră situație și să vă recunoașteți propriile voastre greșeli. Și odată ce recunoașteți unde ați greșit, unde ați fost voi vinovați în relațiile din trecut, puteți să începeți să vă iertați pentru aceste greșeli, să vă vindecați din urma acestor traume emoționale și să vă autoimpuneți să nu mai repetați aceste greșeli și pe viitor. O lecție foarte frumoasă de maturizare, de creștere, de construirea unor fundații solide pentru ce o să vină în viitor. Pentru cei care încă suferiți din cauza unei relații care s-a terminat într-un mod nefericit, această carte vă îndeamnă să mulțumiți divinității pentru toate relațiile eșuate din viața voastră, pentru că toate aceste experiențe vă pregătesc pentru binecuvântarea divină care vă așteaptă în viitor. Și chiar dacă acum nu puteți nici măcar să vă imaginați că lucrurile s-ar putea să fie mai bine, aici divinitatea vă face o promisiune că toate lacrimile și toată suferința din prezent e doar taxa pe care o plătiți pentru lucrurile minunate care o să vină către voi în viitor. Pe partea de sănătate avem aici șasele de bâte. O victorie, un mesaj foarte frumos, o vindecare emoțională, spirituală și fizică. Pentru o parte dintre voi cu șasele de bâte s-ar putea ca astăzi să primiți rezultatele unor analize sau diagnosticul unui medic care vă spune că v-ați vindecat, că ați trecut peste o boală, că ați ieșit victorioși în urma acestei bătălii. Felicitări și în același timp gândiți-vă cum puteți să vă asigurați că nu o să mai treceți prin această problemă și pe viitor. Pentru ceilalți care nu vă încadrați în această categorie, șasele de bâte ne vorbește despre foarte multă energie și nevoia de a face sport, mai ales sport în aer liber. Și aici e important nu neapărat cât timp faceți mișcare, cât timp faceți sport. Poate să fie și o chestie foarte scurtă, de 15-20 de minute, cât vă permite timpul. Dar e important ca în acel
timp, oricât de scurt ar fi el, în care vă propuneți să faceți mișcare, să vă supuneți corpul la maximul de efort fizic pe care îl poate face organismul vostru la acest moment dat. Această carte nu este una de maraton, este o carte de sprint. Aici importantă este viteza și energia depusă pe termen scurt, nu neapărat anduranța. Astăzi, focusați-vă, canalizați-vă pe antrenamente cardio, nu pe antrenamente de forță, de construire de mușchi. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici Regina de Bâte. Foarte multă pasiune și magnetism. Dacă sunteți antreprenori sau lucrați în vânzări, sau dacă sunteți artiști și vreți să publicați ceva, o carte, un video, o melodie, un lucru pe care voi l-ați făcut, astăzi este ziua ideală pentru acest lucru. Pentru că aici, cu această energie de regină de bute, sunteți foarte magnetici și puteți să atrageți mai ușor în viața voastră acei oameni care vă vor ajuta să treceți la nivelul următor în cariera voastră. Cu regina de bute va fi o zi foarte bună pentru social media, pentru influenceri, pentru toți cei care vor să publice materiale online. Prin urmare, nu mai stați pe gânduri, dacă aveți un proiect la care vreți să dați drumul, duminică este momentul ideal. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un mesaj de la cardurile de înțelepciune. Un mesaj suplimentar pentru această zi. Dacă n-ați văzut încă analizele lunare pentru luna aprilie, făcute pe fiecare zodie în parte, vă las aici în colțul din dreapta sus linkul către playlistul care conține toate aceste videouri. Și acum hai să vedem mesajul pentru ziua de duminică de la cărțile Oracol, este următorul. Fac încă un pas în vindecarea mea. În clipa în care rostesc afirmații pozitive, ies din rolul de victimă. Nu mai sunt neajutorat, îmi recunosc propria putere. Un mesaj foarte frumos care vine să completeze această etalare. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!